Bună ziua, dragii mei prieteni! Vă salut cu mult drag, sunt Zitana Ozacna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Dragii mei prieteni, vă știți, de a mă cunoaște cine sunt, eu fac foarte multe măști naturale, eu sunt naturalistă, eu sunt naturopată, am învățat și uite-te eu astăzi aici cu voi, vreau să-ți fac o mască foarte bună, dar foarte ieftină, care tu singurică o poți face în casa ta și nu este scumpă. Dar să știi că această mască, într-adevăr, te ajută la coșuri, la coșurile negre, albe, la acne, la toate petele de față, la cercane. Dar această mască te ajută și la ridurile mari, dacă tu ai ridurile mari. Toate femeile după 30 de ani apar riduri. Riduri sub ochi, deasupra ochiului, pe frunte, între ochi, așa frunte, chiar și de la tâmple, pe obraj și pe gât și chiar pe decolteu. Dar uite, dacă vei face câteva măști pe săptămână, care este foarte bune, cu fructe naturale, cu ou de cască, ou de găină, are colagen, are butox, are acid hialuronic, el este cu calciu, are nemaipomenit de multe minerale și vitamine și el te ajută. Sau chiar cu cojile de banane sau alte fructe sau cu diferite uleiuri, dar dacă fața ta, satinul tău este foarte gras, atunci poți face cu infuzii de frunză de dafină, de flori de coacăză și alte infuzii. Dar uite, eu astăzi aici îți arăt o mască așa, care tu o faci măcar de două ori pe săptămână. Vei vedea cu siguranță că această mască te ajută foarte bine. Că este o mască cu acid hialuronic făcut în casă dintr-un gălbenuș de ou, dar el îți consider și un butox de față, fiindcă întinerește pielea. El se usucă pe față și îl întinde pielea ta, îți întinde ridurile. O dată, două ori, trei ori faci și vei vedea după 3-4 ori, cu siguranță este o schimbare frumoasă, tu singurică vei vedea. Eu am făcut multe măști cu ou, cu gălbenuș, cu albuș, într-adevăr, dacă știți în comentarii aici pe YouTube, multe doamne au scris, da, într-adevăr, pe mine masca asta m-a ajutat. Ea ajută la diferite boli. Dacă tu ai petii pe tenul tău și tu nu știi cum să o scoți, sunt multe ingrediente, alimente, condimente naturale care tu le poți face, măști naturale, ele sunt foarte bune, chiar și rădăcini de copac. Ea se vinde în prafuri, ea se vinde în pulveri, sunt mai multe familii, soiuri, specii, chiar și frunzi, chiar și plante medicinale care tu le găsești pe câmp, pe munte, pe mași, lângă iazuri naturale. Sunt foarte buni pentru sănătatea noastră. Chiar și să bem și ceaiuri, chiar și să le consumăm în salate, dar chiar și stăm pe fața noastră, ori pe tenul nostru, ori pe corp. Sau chiar pe răni grave, care noi avem răni. Dar uite, eu aici nu ți-au un timp, vreau să-ți fac o mască bună, bună, din gălbenuș de ou, dintr-o lingură de cafea naturală, orice cafea care o ai tu, fiindcă cafeaua este un disfoliant. Ea îți scoate toată pielea moartă, toate celulele moarte de pe fața ta. Un gălbenuș de ou, fiindcă are calciu, are colagen, are magneziu, are acid hialuronic, are butox, are foarte multe bune alimente, vitamine, minerale, gălbenușul sau chiar albușul de ou. Eu amestec bine albuș cu cafeaua, dar aici eu am să adaug două linguri de ulei de avocat. De ce ulei de avocat? Că aici mă întrezi, Dana, eu nu am ulei de avocat. Fiindcă uleiul de avocat întinerește pielea noastră. Ea spune stop îmbătrânire. Avocatul este un fruct gras cu multe vitamine A, B, C, vitamina B1, vitamina B6, magneziu, potasiu, calciu. Și el te ajută foarte bine la tenul tău de față. Uitați-vă cum arată gălbenușul, cum cafeaua, parcă este o ciocolată. Arată foarte bine, miroase perfect, dar să știți că această mască, ea este bună și pentru gâtul. Dacă tu ai ridurile mari pe gât sau dacă tu ai un decolteu tot cu riduri sau cu celulită, să știți că această mască este foarte bună. Eu am să adaug aici două linguri de ulei de avocat. Ei, sunt trezit, Dana, eu nu am ulei de avocat și cum îți faci? Aici pe canal, dacă dorești, eu îți las link-ul cum faci ulei de avocat, este foarte repede. Dacă chiar în caz că nu ai ulei de avocat, poți pui două linguri de ulei de măsline.
Este prima scară care ajută la tenul nostru. Este foarte bun. Foarte multe măști am eu pe canalul meu de YouTube cu ulei de măseline, fiindcă uleiul de măseline, la fel, el are foarte multe minerale și întinerește tenul nostru de față. Și masca mea este gata. Ia uitați-vă ce, ca o ciocolată. Arată foarte bine, arată frumos, miroase bine. Nu vă spăreți câteodată să puteți spune, Zidana, miroase urât? Nu. Miroase foarte bine, credeți-mi. Și este natural, așa. Dacă îți rămâne mască de asta, nu arunca, dar te dai pe mânuță. Că tu ai mânuțele tale crăpați sau mânuțele tale bolnave. Poți să ai mânuți alergii de la mânuți când speli cu un detergent care îți face alergie. Că acum sunt foarte multe detergente care fac alergie. Așa, aici încă o chestie. Eu am albușul de la ou. Nici într-o caz nu aruncați albușul de la ou. Persoanele care au părul gras, cum a treat, albușul de ou este bun. Dar dacă tu nu ai părul gras sau nu vrei să pui păr, te dai pe corp. Știți că el are acid hialuronic, este foarte bun. Nici într-un caz nu-l arunca. Te dai pe față, te dai pe gât, te dai pe unde vrei tu, unde ai tu pielea deteriorată sau cu coșuri sau cu acne. Apoi faci o băiță călduț. Știți că este foarte bun. Este echivalent ca cremurile care le dai tu pentru cirulită, dar sunt mai bune fiindcă el e de casă, el e natural, adică nu-i băgat multe chimicale. Ia uitați-vă, masca mea este gata. Așa, cum fac eu? În primul rând, este foarte important că noi să dăm fruntea, noi să dăm obrăjorii, subtul ochi, unde avem noi, dacă avem ridurile mari. Ori dacă noi avem pleoapa lăsată deasupra ochiului, sunt foarte multe persoane care are pleoapa lăsată. Această mască, ea îți întinde pielea de pe față. Ea trebuie să o lași măcar 10, 15, 20 minute până când ea este uscat pe față. Depinde de temperatura camerei. Că poate la tine să fie mai caldă, poate să fie și mai rece. Așa, eu iau în felul următor. Puțin voi fi urâtă, eu trec la lecția de distracții. Dar să știți că această mască este perfectă, este foarte bună pentru tenul nostru. Așa, începem de la frunte în felul următor. Trebuie să ungem toată fața noastră cu mască. Nu vă speriați, nu vă teme. Dacă în caz poți să stai cu grijă, Zidana, poți să am puțin alergii. Tu faci întotdeauna un test aici, unde îți spune ție vaccina. Stai nu mai mult de un minut. Evident, dacă tu ai alergii, atunci nu pui, dar n-ai cum să ai alergii de la ou. Poate sunt alte persoane când consumă, poate să aibă alergii de la ou, dar dacă dai pe față, nu ai. Ia uitați-vă, da? Da, intră așa în mod. Așa, peste tot. Peste tot unde tu ai socoți, că tu ai cel mai mare riduri. Dacă chiar ești puțin urât, nu ți speria, dar să știi că această mască ajută foarte bun. Este o mască care se numește acid hialuronic sau lifting se mai numește, sau făcut în casă, o numești cum dorești tu, dar este foarte bun, ajută foarte bine. Persoanele care au coșuri pe nas, numai decât nu te ustră, nu te teme, nu ai nimic, fiindcă uleiul de avocat, el ajută foarte bine la mască, la fața noastră, el întinerește, așa. Ia uitați-vă, da? Eu am alte, multe măști cum și cu ou, am și cu tumeric, am și cu aloi, am și cu scorțișoară, am și cu mieri de albini, și cu banane. Ia uitați, da? Perfect! Nu uitați, dacă este la voi pleoapă, uitați-vă că sunt urâtă, da? Să mă scrie precis cineva, vai și de urâtă ești. Dacă tu ai pleoapa lăsată, această pleoapă de jos numai decât dai pe dânsa. Ori iei cu degetele și îți faci puțin masaj, așa ca cafeaua să o întinzi, ca să scoți toată pielea moartă, toate celulele, să zicem așa, moarte de pe fața ta. Este foarte bună această mască. 10, 15, 20 de minute stai cu această mască, apoi te speli. Să știi că este foarte bun. Încearcă măcar de 2 ori. Cu siguranță că tu găsești o linguriță de cafea naturală. Cu siguranță tu găsești un ou, tu știi ce înseamnă ou, toată lumea știe. Și
cu siguranță găsești ulei de ulei de avocat, dar dacă nu, îl cumperi, dar dacă nu, pui o linguriță de ulei de măsline. Eu stau 10-15 minute, apoi plec la baie, îmi spăl fața foarte bine și pot să-mi dau puțin crem hidratant sau puțin ulei de măsline sau puțin de ulei de argan. Eu vă doresc să fiți frumoase. Dacă vă rămâne mască, dați pe mânuți, nu aruncați, nici într-un caz nu aruncați, puteți să o dați și pe degetele la picioare. Eu vă salut cu mult drag, a fost prietena voastră Zidana. Eu am venit și întotdeauna vin cu un sfat foarte util pentru tine, ca tu să arăți bine, ca tu să arăți frumoasă, ca tu să arăți tânărică. Așa îmi place mie cuvântul să spun tânărică. Toate femeile, toate doamnele trebuie să arăte tinere, frumoasă, să aibă o față șarmoasă, luminoasă și fără riduri, ca noi să trăim 100 de ani. Încearcă și tu această mască, măcar o singură dată, vei vedea ce diferență frumoasă ai tu la fața ta. Așa, multă lume m-a întrebat, uitați, eu n-am oprit video, multă lume m-a întrebat, Zidana, tu ai linzi în ochi? Eu niciodată în viața mea nu am pus linzi în ochi, eu nici nu știu ce înseamnă asta. Niciodată, pe cuvântul meu, de ce mă dau pe aproape ca să mă vedeți, ochii mei sunt ochii mei, buzele mele sunt buzele mele. Nu am dinți puși, eu nu am ochi puși, eu nu am nimic. V-am salutat cu mult drag, vă doresc fericire, sănătate și vă transmit multă iubire. Aveți grijă de voi, iubiți-vă, fiți frumoase. Să fim cu toatele frumoase, nu numai eu și nu numai tu. Toată lumea și tu care te uiți, încearcă și pe această minunată mască. Când vei fi frumoasă, cu siguranță te ajută. O zi frumoasă în continuare!